Întreaga scriptură cred eu că poate fi citit în cheia următoare. Dorința lui Dumnezeu de a fi în cu omul, dorința lui Dumnezeu de a fi în comuniune cu omul și ceea ce Dumnezeu a intenționat de la început, ceea ce omul a stricat, posibilitatea asta ca omul să fie în cu Dumnezeu și realitatea asta a faptului că omul a fost în cu Dumnezeu și nu doar încercarea, ci reușita lui Dumnezeu prin Isus Hristos, cum zice Petru, de a ne aduce din nou la Dumnezeu. Hristos a murit pentru noi ca să ne aducă la Dumnezeu. Și astfel că Dumnezeu în Isus Hristos a restabilit planul lui de la bun început, ca să ne aducă în comuniune cu El. De asta un om ca Pavel poate să spună că dorește să-L cunoască pe El și părtășia suferinților Lui și să facă asemenea cu moartea Lui și așa mai departe. Să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos. Consider că ăsta este apogeul vieții, ăsta este climaxul vieții de credință și vieții noastre ca ființii umani pe planeta asta. Suntem creați după chipul lui Dumnezeu ca să intrăm în părtășii cu Dumnezeu, ca să ne relaționăm la Dumnezeu, ca să devină real Dumnezeu pentru noi. Pentru acest motiv, cred că orice activitate religioasă și mare acti... multă și mare activitate religioasă care se face în ziua de astăzi, și mă refer doar la bisericile evanghelice, din punctul meu de vedere, este uh, nu știu ce eroare literară e asta, foarte. Foarte inutilă. Foarte inutilă pentru că nu-i duc pe oameni la întâlnirea cu Dumnezeu, nu-i duc pe oameni în punctul în care să-l conștientizeze într-un mod real pe Dumnezeu și să se închine înaintea lui Dumnezeu. De asta cred că o, o predică care nu-l face pe un om la sfârșitul predicii pur și simplu să prăbușească înaintea lui Dumnezeu, nu este o, nu este o predică care, la, care a împlinit scopul lui Dumnezeu, acela de a-i a, de a aduce pe oameni în închinare. Este un text extraordinar în Scriptură, nu în 1 Corinteni, capitolul 14, unde descrie cam cum ar trebui să arate uh, întâlnirile noastre din casa lui Dumnezeu. Zice Biblia așa, dacă toți prorocești și între vreun, vreun, necredincios, versetul 24, nu în Corinteni 14, sau unul fără daruri, el este încredințat de toți, este vudecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ și nu îmi spune, va cădea cu fața la pământ și va spune, a, ce extraordinar, bă, dar de unde știu predicatorul ăsta ce am eu în viața mea? Nu zice, va cădea cu fața la pământ, întotdeauna sunt legate lucrurile astea două în scriptură a căzut cu fața la pământ și s-a închinat lui Dumnezeu. Și spune, va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că în adevăr voi sunteți adevărata religie, voi sunteți adevărați creștini. Nu! Zice, va mărturisi în adevăr că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Asta este intenția lui Dumnezeu. În programele noastre, ca în urma cântării, în urma rugăciunii, în urma predicării, oamenii să avungă la realizarea faptului că Dumnezeu este în locul acela și Dumnezeu, într-un fel sau altul, prin cântare, prin rugăciuni, prin poezii, prin psalm, prin cuvântul lui, Dumnezeu să fie descoperit sufletelor oamenilor și oamenii să-L vadă într-un asemenea mod pe Dumnezeu încât să cadă la pământ înaintea lui Dumnezeu și folosește termeni foarte dramatici aici, reali, care ar trebui să se întâmple și să mărturisească în adevăr că Dumnezeu este în cu vostru. Când ați văzut ultima dată scena asta? Sau când ați fost voi implicați ultima dată în scena asta? Azi am stat și am, am scris la un moment dat, -are, nu avem timp și nu are sens acum să facem chestii. De fapt are sens, dar nu avem timp. Uh, am luat din Scriptură să văd oamenii care s-au întâlnit cu Dumnezeu și care s-au închinat realul lui Dumnezeu. Oameni care l-au conștientizat pe Dumnezeu. Închinarea întotdeauna înseamnă astea două lucruri. Unul, Dumnezeu să se descopere într-un mod special și tu să devii conștient de prezența Lui. Și în al doilea rând, descoperirea aceea lui Dumnezeu să provoace în mod, în mod irezistibil, să zic, în tine efectul acesta de a te închina lui Dumnezeu, de a te proșterni înaintea lui Dumnezeu. Și în scriptură sunt oameni simpli care au trăit lucrul ăsta. De exemplu, părinții lui Samson. Îl experimentează pe Dumnezeu și zic, Doamne, mai fost să mai întâmple o dată lucrul ăsta. Și când însă mai, îl mai experimentează o dată pe Dumnezeu, îi spune, bărbatul o să murim că l-am văzut pe Dumnezeu. S-au întâlnit într-un moment real cu Dumnezeu. Și foarte interesant, când special în Vechiul Testament oamenii aveau reacția asta. L-am întâlnit pe Dumnezeu, vom muri. <laughs> Dar oamenii ăștia s-au întâlnit cu Dumnezeu. Asta este ideea. În toată Scriptura este o căutare a lui Dumnezeu după noi, ca noi să-L căutăm pe El și să ne întâlnim cu El. De asta spune Domnul Iisus Hristos la femeia asta samariteancă, textul pe care l-am citit dimineață, îi zice, Domnul zice foarte frumos aici, zice, vine ceasul și acum și vine când închinători adevărați se vor închina Tatălui în și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dorește, Dumnezeu dorește lucrul ăsta. Și cred că ăsta este punctul de la care trebuie să începem. Dacă vreau să spun câteva lucruri despre... Cum, do ok, cum să mă închime Dumnezeu? Cum să mă închime Dumnezeu? Există... Uh, mai fac o altă paranteză. Există o aversiune în mediul evanghelic față de experiențialism. În special în bisericile de creștine după Evanghelie și Baptist. Eu sunt baptist? dar asta se întâmplă. Există o promovare a intelectualismului ăsta mort. Doamne, mai bine să fii într-un cimitir mort în care să nu se întâmplă nimic, știind că nu-i dezordine, decât să fii într-o casă prin copii care mai fac un și, și trăsnei. Da? Cam asta e ideea promovată. Sunt alții care spun nu, domnule, mai bine să fie experiență. Ei. Spune ce Domnul Iisus Hristos spune, astfel de închinători dorește Tatăl, Dumnezeu tânjește, Dumnezeu vrea lucrul ăsta, ca noi să-L căutăm pe El. Și să ajungem să ne închinăm Lui în duc și în adevăr. Să ajungem la momentul acela în care El să ne se descoperi. Și eu mă întreb de ce nu se întâmplă lucrul ăsta astăzi, dacă atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, de-a lungul timpului au fost oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Chiar dacă n-ar fi fost niciun om în Scriptură arătat care să fi întâlnit în modul ăsta real cu Dumnezeu și să se fie închinat. Pentru simplu fapt că Isus Hristos spune aici că Dumnezeu dorește lucrul ăsta. Eu pornezi la primiza asta, Dumnezeu vrea să întâlnească cu mine. Și acum voi vă pregătiți să, să, vă închinați lui Dumnezeu prin cântare. Închinare nu înseamnă doar cântare. Dar vă pregătiți în mod special pentru lucrul ăsta și -o munciți foarte mult. E foarte bine că faceți chestia asta și probabil că la repetiții sunt rare cazuri în care vă închinați lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se descoperă și voi poate vă concentrați mai mult asupra formei. Și asta nu este un lucru greșit asupra esteticului, asupra profesionalismului și asta nu este rău. Dar scopul uh, muzicii, scopul pregătirii voastre ar trebui să fie în ultimă instanță când cântați în fața bisericii oamenii să-L conștientizeze pe Dumnezeu. Și oamenii care poate niciodată în viața lor nu l-au întâlnit într-un mod real pe Dumnezeu. Poate că s-au pocăit, au avut așa o experiență semi uh, semidramatică și în rest nimic. Gata, după aia citim Biblia, ne rugăm și mergem acasă. Și cam asta e toată viața lor. Și mai citesc acasă de câteva ori pe săptămână și asta e toată viața. Oamenii ar trebui în momentul ăla în care să cântă oamenii să se întâlnească cu Dumnezeu. Când se predică Evanghelia, oamenii ar trebui să fie atât, cu atâta putere loviți de cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărat predicat în puterea Duhului Sfânt. De oameni împluți cu Duhul Sfânt, chemați de Dumnezeu pentru treaba asta, încât oamenii să zică, Dumnezeu, Dumnezeu e în locul ăsta. Să aibă o descoperire a lui Dumnezeu. Asta este intenția lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu pentru noi. Acum, cum să avem la chestia asta? Cred că primul lucru foarte important este să conștientizezi și să fii de acord că există posibilitatea să se întâmple lucrul ăsta. Adică există posibilitatea ca tu în dimineață ofilit, că te-ai culcat la ora 2 sau 3, să te duci și citești ceva din Biblie, dar cu o dorință sinceră în inima ta, Doamne, vreau să te experimentez, vreau să te, te simți și cu mintea mea și cu sentimentele mele, cu, cu tot ce sunt eu, personalitatea mea, vrea să te întâlnească pe tine. Mâine dimineață când te duci acolo, să pur și simplu să te întâlnești cu Dumnezeu. Și să vină apoi și să spui, băie, eu l-am întâlnit în dimineața asta pe Dumnezeu. Trei săptămâni până acum nu l-am întâlnit, dar acum știu 100% sigur că l-am întâlnit pe Dumnezeu, că Dumnezeu s-a descoperit din cuvântul lui și a descoperit anumite lucruri despre sine în viața mea, pe care le-am știut la nivelul minții până acum, dar care nu au fost niciodată atât de realiz în sufletul meu. Asta ar trebui să se întâmple. Asta ar trebui să ne dorim să se întâmple și trebuie să ne, să, să ne obișnim că există posibilitatea aceasta. Există posibilitatea aceasta. Și acum unii oameni zic, domne, posibilitatea asta există pentru poate pentru ăștia care predică, ăștia au nevoie ca să le experimenteze pe Dumnezeu, care să aibă eficiență, sau pentru ăștia care evangelizează, sau pentru ăștia care fac nu știu ce lucrări speciale. Femeia asta, curva asta nenorocită din textul ăsta, că asta era, femeia asta, da? Nu era la niciun nivel înalt de spiritualitate ca să că domnul, a, am venit să te caut pe tine, că tu ai nevoie să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu ține cont de chestiile astea. Dumnezeu nu intră în criterii umane. Dumnezeu nu, intră, Dumnezeu nu se lasă modelat de circunstanțe, de situații. A, acum ești obosit, nu te poți să întâlni cu mine. A, Acum ești obosit psihic, acum ai munci mult, nu te poți să întâlni cu mine. Când o să fii mâine odihnit. Dumnezeu nu intră în chestiile. A, tu ai avut o viață păcătoasă, tu ești nenorocit, tu, ești, tu ai un trecut cum îl ai. Doamne, toată lumea știe cine ești tu. Ce se te întâlnește cu Dumnezeu? Nu, Dumnezeu pe femeia asta o alege. Alege după aia un teolog format ca, ca Apostolul Pavel la, ce, la picioarele celor mai mari teologi din vremea respectivă. Dumnezeu nu ține cont de criterii umane. Dumnezeu nu ține cont de etnia noastră, de trecutul nostru, de păcatele noastre. Nu ține cont de lucrul ăsta. Dumnezeu dorește ca oamenii să îi se închine lui. Și în ultima instanță asta ajunge să facă femeia. Și Domnul Iisus Hristos îi se descoperă uh, uh, gradual, așa îi se descoperă femeia acestea, ca asta să ajungă în final să spună El e Mesia, El e Hristosul. Și să se închine. Și să se închine. Puneți posibilitatea. Deci trăiește cu posibilitatea. Domnul, e posibil... E posibil să mă e posibil să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Al doilea lucru la care m-am gândit și cred că i-a arătat peste tot în Scriptură, crede și l-am menționat deja, crede că Dumnezeu deja vrea să te întâlnești cu El. Crede lucrul ăsta. Nu mai lăsa pe diavolul și asta e prostia noastră, domnule. Cântăm și noi împreună cu ceilalți sau ne rugăm și noi împreună cu ceilalți, că așa e obiceiul. La un moment dat asta face. La noi, de exemplu, se rugau la rând. Trebuia să mă rog și eu, chiar dacă nu aveam niciun chef și nu-l conștientizam pe Dumnezeu, nici nu mă gândeam la Dumnezeu. O fac într-un mod mecanic. Crede că Dumnezeu deja vrea să se întâlnească cu tine indiferent cine ai spus, cine ai fi fost tu sau cine ești tu la, mo la momentul actual, la momentul respectiv în care tu te duci să-L cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu deja vrea lucrul ăsta. Când tu te duci să-L cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu vrea, vrea deja lucrul ăsta să se întâlnească cu tine. Și trebuie să fie o încurajare pentru tine în lucrul ăsta. Că dacă te vei întâlni cu Dumnezeu, viața ta nu va mai fi la fel. Dumnezeu nu zice, a, curăță de, 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 toate curvile tale, de toată pornografia ta, de toate nebunile tale și după aia să vii să te întâlnești cu mine. Tu crezi că poți să vii așa să te întâlnești cu mine? Domnul Iisus putea să ia pe asta, bă, femeie, tu crezi că eu stau de vorbă cu o femeie ca tine? Ia, du-te și rezolvi problema. Nu, Domnul Iisus Hristos, e adevăr, îi descoperi păcatul, să descoperi pe sine ca Mesia, ca Hristos care a venit să dea apa vieții, că el face o comparație, da, la fântâna acolo, femeia asta, dar în același timp, în același timp, Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de ea și dă șansa asta reală să se întâlnească cu Iisus Hristos cel adevărat. Domnul Iisus Hristos nu a fost baptist. Domnul Isus Hristos nu a fost nici creștin pe Evangheliu și nici pentecostal, nici catolic, nici altceva. Domnul Iisus Hristos a fost Domnul Iisus Hristos. Și este diferit din noi toți pentru că Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de cei mai stricați oamenii ai vremii respective. Și nu a stat în cu el, cu ei în lor, ci în momentul în care s-a revelat frumusețea aia lui Hristos, când se ducea Domnul Iisus Hristos la un ospăț, oamenii pur și simplu se schimbau. Când se ducea Domnul Iisus Hristos la un vame și un nenorocit și un ticălos care tâlhărea pe toată lumea, viața omului ăla se schimba pentru că Hristos se revela. Noi spunem, domnule, trebuie să te lași un tini de băutură, trebuie să pui fusta pe tine, peste el ca pe cap și după aia stau de vorbă cu tine. Altfel nu ești valid. Hristos n-a fost în felul acesta. Hristos a venit la oameni, li s-a descoperit oamenilor, oamenii s-au închinat lui și viața lor s-a schimbat din momentul întâlnirii cu Hristos. Noi asta trebuie să lucrăm. La asta trebuie să lucrăm noi în fiecare zi, să ne întâlnim cu El și viața noastră așa se va schimba. Altfel predicăm predicii astea moraliste și asta e și vina mea așa tuturor predicatorilor, cred eu. Și în țara asta se abuză de lucrul ăsta predicăm predici moraliste de etică care sunt bune, sunt ok, sunt pe scriptură. Dar oamenii nu s-au întâlnit cu Dumnezeu și am zis, bă, lasă mă nu mai vreau să fac chestia, nu-mi trebuie biserica, mă duc la una care mă libertine, care mă lasă să umblu cum vreau eu. Pentru că oamenii nu s-au întâlnit cu Hristos, un om care se întâlnește cu Hristos nu mai pune problema de schimbare. Pentru că se va schimba în mod automat. Eu cred că esența vieții, climaxul vieții, apogeul vieții noastre, ăsta este, să te întâlnești cu Dumnezeu. Să te duci dimineața acolo, pe lângă râu, sau să te duci printre burieni, nu știu, să te duci prin spate, pe aici, prin pădure și să-L întâlnești într-un mod real pe Dumnezeu. Dar crede că există posibilitatea asta și crede că deja Dumnezeu vrea să se întâmple lucrul ăsta. Al treilea lucru, realizează ce faci. Eu îmi dau seama lucrul ăsta. Azi dimineața m-am dus să mă rog și eu când am anumite stări, am așa niște, niște formule astea mai carismatici de a, de a -mi ieși din stările mele, din oboseală, din nu știu, tot felul de chestii. Am eu niște tehnici mai carismatici, dar uneori le aplic mecanic. Dom'le, cred că dacă spun anumite chestii, formul magic funcționează. Dom'le, ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vreau să mă rog să citesc din Biblie, să merg la adunare, așa că fac lucrurile astea într-un mod mecanic. Asta nu înseamnă întâlniri cu Dumnezeu. Eu pot să mă rog trei ani de zile la rând și să nu mă fi întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Eu pot să cânt 10 ani la rând să nu mă fi întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Eu pot să citesc din Biblie 20 de ani și să nu mă fi întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Niciodată. Scopul lui Dumnezeu nu este să citesc din Biblie. Ascultați-mă. Puteți să înregistrați, să spuneți pe YouTube unde vreți voi. Scopul lui Dumnezeu nu este să citim Biblie. Să citim din Biblie. Scopul lui Dumnezeu nu este să ne rugăm. Scopul lui Dumnezeu nu este să cântăm. Scopul lui Dumnezeu nu este să mergem la adunare. Astea sunt metode prin care Dumnezeu vrea să ajungem la El. Scopul lui Dumnezeu ultim este El însuși. Scopul lui Dumnezeu nu este să-mi citesc eu pastila de dimineață, așa, să-mi fac datoria mea, a, am citit textul și să plec. Sau să-mi fac rugăciunea. Doamne, bine, cu ziua, a, mulțumesc, mi-ai dat uci soare frumos, aleluia, du-te la lucru. Nu e la scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este să te întâlnești într-un mod real cu el și să fii un om fericit în ziua respectivă. Și să fii fericit pentru tot restul tale. Că întâlnirea cu Dumnezeu din fiecare zi sau când ea îți modifică viața. Realizează ceea ce faceți. Realizați ceea ce faceți. Problema, și eu cred că motivul pentru care mulți dintre voi nu vă rugați regulat și nu citiți din Biblie regulat și mergeți la biserică tot neregulat, motivul pentru care se întâmplă lucrul ăsta e pentru că îl faceți mecanic și automat. Oamenii vin la biserică și nu au niciun fel de așteptare. Și de asta vin puțin, după amiaza sau dimineața. Oamenii nu se roagă pentru că nu au așteptări ca să se întâmple ceva. Și la un moment dat nu mai are sens pentru băi, de ce să mă rog? Ce? Care-i treaba? Că Dumnezeu ăsta așa capricios vrea el să mă rog. Lasă, mă, frate, tot predică ăștia, rugați, mă, fraților, de câte ori vă rugat. Bă, nu mă rog, că nu mă interesează chestia aia, deci nu, chiar mă simt ca un prost care se roagă la zid. De ce să mă rog? Și eu înțeleg atitudinea asta. Eu o înțeleg, o înțeleg perfect și nu o judic, ci vreau doar să o lămuresc. Înțeleg perfect omul care zice, de ce să din Biblie? Eu mi-aduc aminte, tai, cum el ne verifica dimineața, striga pe geam când plecam la școală. Bă, ai citit din Biblie? Bă, făcea de rușine, mai trecea ce mi pe acolo. Da, am citit, când luam pastila în fiecare dimineață, dintr-un psalm nu știam nimic, ce citesc, dar citeam acolo, Ca așa trebuia să citesc. Aia nu e cu Dumnezeu. Aia e ipocrizia, aia naște ipocrizia, hrănește ipocrizia în sufletul omului. De asta spun că predicile moraliste acuzatoare. A, n-ați citit din Biblie. N-ați mers la biserică. Nu v-ați uitat. Aveți grijă, măcar o dată pe săptămână. Nu -are, are nicio valoare aia dacă predicatorul sau dacă omul nu-ți arată că scopul ultima a tuturor lucrurilor acestora, vreo 3 4 câte am zis eu, este Dumnezeu însuși. Așa că eu cred că te vei duce altfel sau vei avea mai mult curaj să te duci să te rogi dacă tu înțelegi că în momentul în care te duci să te rogi, te poți întâlni cu Dumnezeu. Sau dacă tu te aștepți, să-ți dorești și cauți ca citind din Scriptură să-L întâlnești pe Dumnezeu, ca rugându-te să-L întâlnești pe Dumnezeu, poți citești într-o zi un pasaj banal din Sfânta Scriptură. Banal din Sfânta Scriptură. Un adevăr banal, care nu are parte foarte, foarte mare importanță, poate nu e esențial. E important că e din Scriptură, dar nu e esențial pentru mântuirea ta sau pentru sfințirea ta. Și Dumnezeu să-L facă viu un sufletul tău și să pur și simplu să schimbe ceva din viața ta. Realizează ce faci, gândește, eu cred că asta e o mare problemă noastră. Noi nu gândim. Nu gândim lucrurile. Noi ce și facem lucrurile mecanic. Dumnezeu nu vrea să facem chestia asta. Dumnezeu nu este mecanic. Dumnezeu este o persoană. Dumnezeu nu e o forță. Dumnezeu nu e un butoi în care noi ne scândăm și ne umplem de nu știu ce forță din asta care să trăim sfinți și să împlinim un Dumnezeu capricios care vrea să fim fără păcat. Nu este Dumnezeu în felul acesta. Dumnezeu este o persoană cu care El dorește ca să ne întâlnim. Al patrulea lucru. Dar realizezi ceea ce faci când te duci Caută-L pe Dumnezeu. Când citești Scriptura, caută-L pe Dumnezeu. Pune, citesc textul ăsta. Cu ce mă ajută textul ăsta pe mine ca să-L întâlnesc pe Dumnezeu? Pe mine nu mă interesează să-mi umplu capul de teologie. Îmi place teologia. Dar nu ăsta i scopul meu. Scopul meu este ca studiind teologie să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Că dacă nu-L întâlnesc pe Dumnezeu, nu are nicio valoare Sfânta Scriptură într-un mod real pentru mine. Am citit-o degeaba. Dom'le, mă dus să când. De ce când? Dom'le, vreau în timp ce când să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Când despre suveranitatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu? Atunci, când zic, unii zic, bă, ce și practic din întâlnirea cu Dumnezeu. Totul este practic din întâlnirea cu Dumnezeu. Un om trece atunci printr-o suferință, un om trece printr-o boală, la unul i-a murit cineva, la unul ce știu eu ce, ce i se întâmplă, unul a făcut accident, fiecare om are la nivelul lui, greutățile lui. Știu că sunt despre puterea lui Dumnezeu. Dacă în secunda aceea omul acela s-ar întâlni cu Dumnezeu și ar conștientiza doar puterea lui Dumnezeu, problema lui ar fi rezolvată. Nu că s-ar fi rezolvat, adică s-au rezolvat exact problema lui, ci în Sufletul lui omul a devenit liber. Nu am un Dumnezeu puternic. Dacă el vrea să rezolve problema asta, o să rezolve. Eu știu că el poate. Și mă a el. Dacă s-ar face un, un, singur aspect din Dumnezeu, s-ar face real. Dacă omul ăla s-ar întâlni cu Dumnezeu și Dumnezeu i-ar spune un singur lucru. Băi, prieteni, sunt înțelept și eu pot să rezolv problema ta. Într-o secundă ar dispărea toată nebunia lui din, de o săptămână întreagă, poate, toate nelămuririle lui, toate problemele lui, tot, 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 Când se descopere Domnul lui Iov, exact lucrul ăsta se întâmplă. Domnul îi pune întrebări și eu spun, băi, ce măresc Dumnezeu. Am auzit vorbind despre el, dar acum ochii meu te-a văzut. În ce sens? L-a văzut fizic pe Dumnezeu? Nu. A conștientizat cine este cu Dumnezeu. A realizat lucrul ăsta. Asta este închinarea. Cred că ăsta este drumul spre închinare. Caută să-L întâlnești, caută să-L pe Dumnezeu. Acum un punct foarte important care vreau să-L subliniez cu care vreau să închei în seara asta din textul acesta cu femeia samariteancă este ce spune Domnul Iisus aici. Domnul zice așa Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Că și mântuirea vine de la iudei. Deci zice Domnul Iisus, problema cu închinarea voastră să a ta să a a tuturor care sunteți din zona asta și practica tipul ăsta de închinare, ăștia acceptau numai primii cinci cărți ale lui Moise, nu acceptau profeții, psalmii și așa mai departe. Este că vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi nu te închin. Mă, ne închinăm. O, fi ceva acolo, o ființă, noi ne Și la urmă noi nu ajungem așa la un ecumenism din ăsta, un plan toți ne închinăm lui Dumnezeu. Acum că tu îi spui Buddha, că îi spun Allah, că domne noi ne închinăm. Și Domnul Iisus Hristos atrage atenția și spune, nu așa, deci nu o închinare fără cunoaștere, și spune, dar vine ceasul și acum a și venit, da? când Hristos a venit pe pământ, el a venit ca revelația suprema lui Dumnezeu Tatăl, și spune, când în închinători adevărați, asta înseamnă că sunt închinători falși, închinători adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. În duh și în adevăr. Și vreau să mă iau numai de expresia asta în adevăr. Poate zilele astea discutăm, sau zi mâini, când mai este, despre ce înseamnă să te în duh, partea cea mai frumoasă din punctul meu de vedere. Ce înseamnă să te în adevăr? Cred că, în primul rând, să te în adevăr înseamnă să te închini conștient. Adevărul este ceva care ține de rațional, nu te închini irațional. Dom'le, m-am închinat lui Dumnezeu. Și ce ai experimentat? Nu știu, ceva, așa, nu pot, am experimentat ceva. Dar cui m-am închinat lui Dumnezeu? Și el nu știe, n-are nimic în capul Aia nu e închinare în adevăr. Da? Închinarea în adevăr e o închinare conștientă. Închinarea în adevăr e o închinare pe care o înveți. Adevărul nu vine din noi, nu e așa de noi. Noi suntem buni, toți suntem niște mici Dumnezei și asta adevărul din noi. Și îl înțelegem și îl pricepem, nu avem nevoie de scripturi sau alte cărți sau alte chestii genul ăsta. Nu. Adevărul este exterior nouă, adevărul este Isus Hristos și el s-a revelat pe sine în Sfânta Scriptură. Închinarea se învață. Închinarea trebuie studiată, închinarea se învață. Adevărul nu este din noi. Închinarea în adevăr înseamnă și că noi trebuie să fim adevărați. Asta înseamnă că nu te duci nesincer înaintea lui Dumnezeu, nu te duci ipocrit înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te cunoaște și Dumnezeu nu ți se va revela dacă tu te duci ca un mincinos înaintea lui, ca un ipocrit. Închinarea în adevăr înseamnă și că închinarea trebuie să fie bazată pe Sfânta Scriptură. Că acum poți să zici închinarea în adevăr, dar de ce spui tu că înseamnă să fie în adevăr? Poate se referă la orice adevăr și poți să cânți acum. Uh, noi suntem la Sucevița, aleluia. Nu e adevărul ăsta? Asta înseamnă că m-am închinat lui Dumnezeu. Și-a descoperit Dumnezeu. Și și mine arde focul. Aleluia! Ha, am m-am închinat lui Dumnezeu. Am spus un adevăr? Am spus un adevăr. Asta nu e în închinare în adevăr. Închinare în adevăr înseamnă o închinare care este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, e întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu, pe adevărul lui Dumnezeu. Acum aici există o problemă. Știți cum se formează sectele? Exact de la chestia asta pe care am spus-o eu. Să în adevăr. Și el spune, Ia vede cu cum vă închinați voi. Voi ce acceptați? Conduceri prezbiteriane de presbiteri sau cu păstor? Cu păstor. Eretici. Nu putem să ne rugăm cu voi, să ne închinăm cu voi. La revedere. Uh, voi cântați la chitară? Da. Nu, în Biblie nu scrie de chitară. Anatema, blestemat. Ne-am despărțit. Și fiecare își face secta lui. Noi avem amvonul mai sus. Ne vom, ne vom numi amvonari cu, de un metru. Noi avem, noi credem în chestia asta. Ne numim după chestia asta. Și să divizează oamenii și suntem la ora actuală, nu știu câte mii de, de, de nici, nici, nu știu cum să le spun, coteții denominaționale, fiecare și-a făcut cotețul lui, i-a dat un nume și bă, noi suntem Biserica lui Dumnezeu, singura Biserica lui Dumnezeu. Nu, nu sunteți. Nu, nu sunteți. Nu asta înseamnă adevărul. Să te secționezi și să te desparzi de oameni pe niște chestiuni neelementare. De asta vreau să spun, închinarea în adevăr înseamnă să te închini ținând cont de adevărului esențiale ale Sfintei Scripturi. Și adevărul esențiale ale Sfintei Scripturi, cred eu, pot să fie pot să fie enumerate în felul următor. Adevărul despre Dumnezeu. Dacă un om nu are o concepție corectă despre cine este Dumnezeu, despre cum este Dumnezeu, despre atributele lui Dumnezeu, nu se închină cu adevărat. Tu te poți închina, poți să ai o experiență, poți să, te simți bine de a să te închină unui demon. Da? De asta nu ne putem întâlni musulmani, greco-catolici și creștinii pe Evanghelie să ne închinăm toți împreună. Îl au pupă pe mare acolo din nu mai poate și tu zici, bă, ce faci? Lasă, domnule. El se întâlnește cu Dumnezeu, așa, într-un fel, acolo, cum pupul el acolo, el se întâlnește cu Dumnezeu, mă rog și eu. Ăla care se închină la Alac zici, băi, i-aș crăpa capul la amândoi ăștia dacă nu trec la la lac. Tu spui, nu, nu contează, domnule. Să închine și el unui Dumnezeu. Nu contează, noi ne închinăm toți lui Dumnezeu. Nu, prietene, trebuie să ai clar lămurit în mintea ta cine este Dumnezeu. Care este Dumnezeu adevărat? Ca să știi că atunci când te-ai cu el, este Dumnezeu adevărat. Nu i o, o imaginație a ta, nu e psihologie și nu e vreun demon la care te Iar Iarăși, adevărul despre tine însuți. Și Scriptura accentuează. Noi suntem importanți în ochii lui Dumnezeu, suntem importanți și lucrul ăsta a arătat foarte clar în Sfânta Scriptură. Numai că noi trebuie să realizăm, să conștientizăm și să fim de, acord cu adevărul pe care Dumnezeu îl declară despre noi înșine. Și noi suntem morți în păcatele noastre, noi suntem toți oamenii ăștia rebeli față de Dumnezeu până în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu și Dumnezeu ne mântuie și suntem oameni care nu-L căutăm pe Dumnezeu și nu-L dorim pe Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna ne va primi înaintea Lui că noi recunoaștem adevărul despre noi înșine. Dacă vine înaintea Lui Dumnezeu și spun, Doamne, eu n-am nicio problemă. Și aici e un lucru foarte interesant cu femeia asta. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu trece mai departe cu ea la lucruri importante sau ea încearcă să devieze discuția. Îi spune ea, Domnul Iisus la un moment dat, zice, uh, Dute, i-a zis Isus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. De ce le spune Domnul să cheme bărbatul ei? Pentru că știe exact care era problema vieții ei. Femeia asta se refula în păcatul ăsta. Femeia asta și-a legat identitatea de, de bărbat și asta fugea, toată viața ei fugea după chestia asta. Și Domnul o lovește la rădăcină și spune, tu, tu ai nevoie de apa vie, tu nu ai nevoie de, de nenorocirea asta, de păcatul ăsta, ca să satisfacă ți nevoia sufletului tău. Tu ai nevoie de mine. Hristos este apa vie, Hristos este, este apa vieții, Hristos este viața veșnică, Hristos este, este Dumnezeu, este persoana care satisface de plin sufletele noastre și nu avem nimic nevoie de altceva pe lângă El adăugat la El, scos din El, de El avem nevoie. Dar întâi ca să-L primim pe Hristos trebuie să acceptăm adevărul despre noi înșine. Și când Hristos o aduce pe femeia asta în fața adevărului, femeia asta are curaj după aceea să se ducă în, în satul ei și să spună la oamenii ăștia din Samaria vedeți veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? De aici o, o realizatea că Iisus Hristos este Hristosul și s-a întâlnit cu Dumnezeu prin faptul că i-a descoperit adevărul despre ea că ai descoperit adevărul despre ea. Dumnezeu niciodată nu va, nu va ascunde adevărul despre tine. Hristos nu va veni cu băta la tine să spună, a, ai curvit, brum, în cap. Și să spună, decapitat. Nu, nu va veni în felul ăsta, dar îți va spune adevărul. Îți va spune adevărul. Va spune, bă, asta e starea ta, ăsta ești tu, de eu pot să schimb viața. Și eu vreau să schimb viața și vreau să te transform în un închinător. Trebuie să accepti adevărul lui Dumnezeu despre tine. Sunt foarte multe falsități care se promovează despre noi. Că noi suntem buni, dar avem așa probleme datorită circumstanțelor, datorită oamenilor de lângă noi. Eu sunt un băiat bun, dar dacă n-aș avea o soția mea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, pe care a hotărât pentru mine, și aș fi un băiat bun în general. Că până să mă căsătoresc, eram tare bun. Nu până să mă căsătoresc, n-am avut destule situații în care să arăt cât de depravat și nenorocit sunt. Și Biblia îmi spune lucrul ăsta. Dar mie, mie nu-mi place să-l cred. Dar dacă îl voi crede, mă voi putea apropia de Dumnezeu și mă, Dumnezeu mă primește în închinare. Adevăr despre Dumnezeu, adevăr despre tine însuți, adevăr despre Isus Hristos. Biblia arată foarte clar exclusivitatea Domnului Isus Hristos. Nimeni, niciodată, nu va fi mântuit decât prin jertfa Domnului Isus Hristos. Știu că există discuții la ora actuală și între voi poate, dar în general în lume, dacă oamenii pot să fie mântuiți aparte de Domnul Isus Hristos. El e calea, adevărul și viața. În nimeni nu este altul mântuire decât în Domnul Isus Hristos. Biblia arată clar. Dacă tu crezi că poți să te apropie de Dumnezeu într-un alt mod, foarte probabil că te vei apropia de Dumnezeu, dar nu de Dumnezeu adevărat, ci de Dumnezeu viacul acesta. De asta trebuie să accepti adevărul despre Domnul Isus Hristos, care sunt mai multe. Adevărul despre mântuire. Dacă nu ești nu om mântuit, nu te poți închina în mod lui Dumnezeu. Ce, ce este lui Dumnezeu dacă tu nu, tu, tu nu. ai, mântuirea asta înseamnă să-l accesi pe Dumnezeu ca să-i și cu el. Ce ai tu să-i spui lui Dumnezeu? Ce să spune Dumnezeu ție când tu nu ai acceptat lucruri fundamental? Să-ți mântuiască sufletul. Dar adevărul despre mântuire înseamnă că tu accepti exact metoda lui Dumnezeu de mântuire. Moartea, învierea, mijlocirea Domnului Iisus Hristos în locul tău. Asta este metoda lui Dumnezeu. Nu este niciuna alta. Dacă nu accepti asta, nu ești acceptat înaintea lui Dumnezeu și te poți întâlni cu Dumnezeu într-un mod real. Și în final, foarte important, dacă este așa cum spun eu și dacă veți citi Biblia, poate ar fi interesant să luați o dată Biblia să citiți cap-coadă în cheia asta. Scriptura este despre dorința lui Dumnezeu și căutarea lui Dumnezeu și inițiativa lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu ca noi să ajungem în și cu El. Dacă citești Biblia încheiată asta și îți dai seama că ăsta este adevărul Scripturii și asta este ceea ce Dumnezeu dorește și a plănuit din veșnicie, atunci înseamnă că adevărul despre închinare este foarte important și înseamnă că nu ne putem închina oricum. Înseamnă că nu putem întâlni pe Dumnezeu oricum și înseamnă că trebuie să deschidem Sfânta Scriptură și să vedem cum dorește Dumnezeu să ne apropiem de El ca să ne închinăm lui. Și acum, noi o să încheiem acum, eu am vorbit cam mult. Am vorbit. Ca, spun cam mult așa, știți cum ne ceri noi iertare așa, dregeal. Uh, niciodată n-ai vorbit prea mult. Niciodată n-ai vorbit prea mult din Biblie. Ideea care este? Noi încheiem acum și s-ar putea să ne rugăm ca dimineață, dar să avem timpul la tăcem din gură, bă, ok, ce se întâmplă asta? Ce ne facem încheierea? Să ne la sau să ne ce facem ce vrem noi. Când noi acum, într-un mod real, adevărat, Într-un mod real și adevărat, noi ne putem întâlni cu Dumnezeu și Dumnezeu să se descopere sufletelor noastre. Cum s-au descoperit ucenicilor, cum s-au descoperit de atâtea ori ucenicilor, cum s-au descoperit femeilor. De ce când Domnul Isus se descoperea sau făcea anumite lucruri, femeile au căzut la pământ și au strâns picioare, s-au închinat? De ce Toma până atunci nu a spus Domnul meu și Dumnezeul meu? Pentru că a fost un mod real care, când după învierii Domnului Iisus Hristos s-a descoperit ucenicilor lui. Când s-a înălțat la cer, iară s-au închinat. Când s-a arătat celor 110 ucenici, iară s-au închinat înaintea lui. De ce? Când îl se întâlnește cu Saul pe drumul Damascului, îi schimbă viața într-o singură zi, într-o singură întâlnire. Îl strigă Saul, Saul, pentru ce mă prigorie? Cine ești tu, Doamne? Ăsta deodată și a dat seama că Domnul Iisus Hristos e Domnului. De unde? Pentru că Hristos s-a descoperit într-un mod real aparte lui până atunci, deși el știa Biblia și până atunci. În închinarea din ceruri, foarte interesant în Apocalipsa. Există câte o descriere, vedeți în Apocalipsa, există câte o descriere a lui Hristos sau a lui Dumnezeu și imediat după aceea cei 24 de bătrâni și -o aruncau că cădeau la, cu fața la pământ înainte lui. A scăzut vreodată cu fața la pământ la propriu înaintea lui Dumnezeu? Eu cred că oamenii atunci când sunt în cu Dumnezeu, nu e un stereotip asta, nu este un tipar, dar mulți dintre ei pur și simplu se proșteră înaintea lui Dumnezeu și nu pot să se ridice de acolo copleșiți de puterea lui Dumnezeu, copleșiți de, 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 realitatea manifestată a lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici. Întrebarea e dacă El se manifestă față de mine. Și eu cred că ne pierdem viața, pur și simplu ne pierdem viața aiurea dacă noi sti, ne spunem pocăiți, dacă Dumnezeu chiar a făcut o lucrare de mântuire noi și noi nu ne întâlnim cu Dumnezeu. Noi nu ne întâlnim cu Dumnezeu, pur și simplu. Facem, avem o formă a închinării, dar nu avem puterea aceea din închinare. Avem o formă care nu este rea. Este problema noastră că noi punem accentul doar pe exterior, pe carcasă în general. Ca așa suntem noi oameni. Dom'le, asta văd, asta fac. Când Dumnezeu ne cere să ne închinăm și asta este ce vom vorbi probabil mâini dimineața, seara, dacă a avut Dumnezeu, închinarea în Duh. Dumnezeu vrea să intri în interior, cu interiorul tău, cu lăuntrul tău, să-L experimentezi și să-L să trăiești cu El, să-L trăiești cu El. Nu știu dacă am reușit vreo că să stârnesc în voi dorința asta de a de a-L întâlni pe Dumnezeu, de a-L lăsa pe Dumnezeu, de a dori, de a avea dorința asta urgență, urgentă ca Dumnezeu să se reveleze sufletelor voastre. Eu cred că nu avem capacitatea intelectuală de a înțelege cât poate schimba Dumnezeu în noi într-o singură întâlnire reală cu El. Și nu este așa greu. Nu este greu să te întâlnești cu Dumnezeu. Este, cred eu, inutil să descriu experiențe personale sau experiențe ale altora. Am ca și cum aș spune ce fac eu cu soția mea din intimitate. Ceea ce nu are niciun sens. Da? Dar este, într-un sens, este simplu să experimentezi lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu vrea lucrul ăsta, eu pornesc cu presupoziția asta și spun, Doamne, tu ai vrut lucrul ăsta. Nu te-am întâlnit în seara asta. Dar tu ai vrut. Oare nu cumva nu te-ai arătat în seara asta că eu superficial și am fost superficial, până acum am fost nepăsător, am fost neglijent și m-am ascuns sub alte lucruri, că s au ocupat, că am treabă, că nu știu ce și m-am întâlnit cu tine și Dumnezeu vrea să întărească în tine dorința asta și de asta întârzi. Dar Dumnezeu se poate arăta în seara asta. Dumnezeu se poate arăta și mâini dimineață, Dumnezeu poate arăta și mâini seară, Dumnezeu se poate arăta și când nu-L Dar Dumnezeu îi place să-L căutăm. Dumnezeu îi place să-L căutăm. Asta este, asta este scopul nostru planeta asta. Asta este scopul Universului. Ne întâlnim cu Dumnezeu. Asta e fericirea noastră. Mulți oameni spun, Domnule, ce strat, ești tânăr? Asta mi se pare una dintre ce cei mai stupidi lucruri pe care le spun oameni. Bă, o ai o viață, ești tânăr, trăiești viața, bă, ești prost, ești la teologie, că ești tânăr, bă, voi sunteți pocăiți de tine, ce cu voi, frate, vă stă de cap, nu știu ce. Și el zice, bă, trăiești viața. Și el, ca să spun așa într-un limbaj el idiotul, nu știi că feri... el nu știe că fericirea cea mai mare este în experimentarea lui Dumnezeu, pentru că n-a experimentat-o niciodată. Și atunci vorbește în felul în care vorbești. Eu niciodată, un creștin care l-am experimentat pe Dumnezeu, n-ar trebui să mă simt prost când el o zice chestia. Eu ar trebui să zâmbești și să-l săracul de el. Bă, păi, prieteni, eu am pus și o mână odată pe o sticlă de, de bere, dar -am, -am, știu ce fericirea ai. Două parale, n a nicio valoare. Ok, am pus și o mână odată pe femei. Nu, chiar nu-i fericire ai, prieteni. Deci stai puțin, chiar e, ești cu standarde foarte jos. Și repet, oamenii se duc în iad pentru că își caută fericirea în lucruri prea mici, când Dumnezeu vrea să le dea fericirea maximă. Asta este problema noastră, a tuturor. Că mă apropii Dumnezeu, mă duc la biserică, bă, vreau să aud, aud, o predică bună sau foarte stupid să mă simt bine. Bă, cum te simți asta? Cum poate să cum te simți, prieteni. Ce nivel jos mi-a stabilit eu? Cum a... Bă, ți-o plăcut la biserică? Pe păi cine interesează dacă ți-o plăcut sau nu la biserică? Nici pe mine nu mă interesează dacă mi plăcut. N-ar trebui să mă interesează dacă mi-a plăcut. Eu mă să mă întâlnesc cu Dumnezeu, nu să-mi plac. Asta ar trebui să treacă pe lucruri doi. Cum a fost? A fost frumos, esteticul. Ok, ok să fie frumos, dar nu ai scopul. Să fie frumos. Dar astea sunt lucruri, astea care le spun și eu. Bă, mi-a plăcut azi. Dar nu pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeu, ci pentru că a fost tot ok și a fost așa pe, pe, gustul meu și cum văd eu un program de biserică. Când în fapt eu ar trebui să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Bă, te azi cu Dumnezeu la biserică? Întreabă pe cineva, crești, bă, te întâlnitați cu Dumnezeu? Să uită la tine, Constina, care e faza, frate, cum adică dacă... Da, m-am întâlnit cu Dumnezeu, întreb, întrebă, real, la propriu, l-ai experimentat pe Dumnezeu, ce ai experimentat din Dumnezeu? Nimica n-a experimentat. De cele mai multe ori nu experimentăm mica, că cred eu problema noastră este că nu dorim lucrul ăsta, nu pentru că nu dorim într-un mod Uh, uh, cum să zic, direct așa, Doamne, nu doresc să te experimentezi pe tine. Ce faci? Faci, nu spune nimic. Ne ducem și facem activitatea religioasă. Când Dumnezeu nu vrea să facem asta. Dumnezeu vrea ca în activitatea noastră religioasă să fie conținut, să fie putere, să fie eficiență. Să te întâlnești cu Dumnezeu viu și adevărat pe care îl cânți, căruia te rogi, pe care îl predici. Așa că dacă acum ne rugăm, ce facem? Dani. Nu știu. Eu, îmi doresc lucrul ăsta să ne rugăm în rugăciuni scurte. Haideți să ne rugăm rugăciuni scurte, aleatorul, cine vrea din, de aici. Să-l întâlnim pe Dumnezeu. Doamne, vreau să te întâlnesc. Nu te-am întâlnit niciodată. Ok, știu cum mi-ai schimbat viața. Văd atâția oameni, Biblia plină de chestii asta. Oamenii au stat împărtășit cu tine. oameni simpli, care nu au teologii, care nu au fost excepțional. Femeia asta te-a pe tine. Vreau să te întâlnesc și eu. Vreau să devii real sufletul meu. Vreau să te văd cu, ochi, cu ochii sufletului meu. Spune, face o rugăciune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 1, dacă nu mă înșel, deci, mă rog, ca Dumnezeu să vă dea un duc de descoperire și de cunoaștere a Domnului Isus Hristos. Și dacă ar fi adevărat ce spun unii teologi și unii, unii predicatori astea, bă, nu mai căutați nicio experiență, nu mai căutați nicio chestie că vă duceți să lucruri ciudate. De ce Pavel să roagă pentru niște creștini, una dintre cele mai bune biserici din Noua Testament Efes, din Efes, de ce să roagă pentru, pentru niște creștini să li se dea un duc de cunoaștere și de descoperire a lui Hristos? De ce? Dacă el cunoșteau deja. Că el cunoșteau deja. Pentru că ăsta e scopul vieții noastre. De ce Apostolul Pavel, care avea capul plin de teologie, spune, domnule, asta vreau, să-l cunosc pe el. Filipeni, capitolul 3. Să-l cunosc pe el. Să-l cunosc pe el, asta vreau. Până nu-l cunoști deja, Pavel. Îl cunoștea. De el dorea să fie continuu în experimentarea asta lui Dumnezeu, a lui Hristos, a Hristosului pe care el experimentase deja cu zeci de ani de zile în urmă pe drumul Damascului. Odată ce eu asta, eu asta îmi doresc. Nu știu, Dumnezeu să treacă măcar o dată peste voința voastră liberă, minunată, extraordinară, pe care o venerează întregul univers. Voința voastră liberă. Să treacă măcar o dată, să facă Dumnezeu lucrul ăsta ilegitim. nedemn de Dumnezeu ăsta suveran, că n-are el dreptul să bagi în viața voastră voi, centrul universului, buricul pământului. O dată măcar să treacă peste voința voastră să se descopere și sunt 100% sigur că din clipa aceea, din ziua aceea, veți căuta totdeauna lucrurile. Doamne, mai vreau o dată. Mai vreau o dată. Mai vreau o dată. Asta e viața mea. Asta e viața mea, asta doresc, asta e fericirea mea, asta e împlinirea mea, asta e satisfacția mea. Doamne, treci peste voința noastră liber. Amin.